467 de beneficiari persoane cu dizabilități și însoțitori ai acestora vor beneficia de gratuitate la transportul în comun. Demersul primăriei municipiului Timișoara vizează în mod specific nevoile persoanelor cu handicap grav și accentuat, inclusiv asistenții personali și însoțitorii. Persoanele cu handicap grav și accentuat, precum și asistenții personali, asistenții personali profesioniști, însoțitorii persoanelor cu handicap grav, minorii cu handicap accentuat și adulții cu handicap auditiv și mental accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile de transport în comun. Însoțitorii pot călători gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de încadrare în grad de handicap sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timișoara. Plata lunară pentru transportul urban gratuit va fi gestionată de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Această inițiativă respectă prevederile legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor persoanelor cu handicap, conform căreia sumele aferente drepturilor se asigură din bugetele locale, iar modalitatea și cuantumul gratuității se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale. De asemenea, pensionarii cu domiciliu în Timișoara, indiferent de cuantumul pensiei, beneficiază de transport public gratuit în oraș.